Câteva zeci de cazuri de violență domestică ajung să fie cunoscute de către autoritățile din județul Dâmbovița, însă numărul lor este cu mult mai mare. Femeile supuse abuzului în familie rareori vorbesc despre ceea ce se întâmplă dincolo de zidurile casei în care locuiesc, deși legislația din ultimii ani încearcă să le ofere o minimă protecție. În județul Dâmbovița, femeile care se confruntă cu astfel de situații pot cere ajutorul specializat oferit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Dâmbovița. În cadrul acestui centru se oferă servicii specializate, consiliere psihologică, consiliere juridică, consiliere privind găsirea unui loc de muncă, reintegrare în familie, în familie extinsă, deci se poate trece peste această perioadă, precum și găzduire pe o perioadă limitată de timp. Pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la violența din familie, an de an, în municipiul Târgoviște are loc un marș antiviolență, programat anul acesta pe data de 28 noiembrie. La nivelul județului mai oferă servicii pentru de prevenire a violenței domestice și Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriei, care a avut inițiativă în fiecare an să organizeze un marș de protest împotriva violenței, marș la care participă mai multe instituții de la nivel județean. În acest an, organizarea acestea se va face în data de 28 noiembrie. 2014. De la începutul acestui an și până în prezent, Centrul de Recuperare pentru Victimele Violenței în Familie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Dâmbovița a venit în sprijinul a 14 femei și 22 de copii.